Grădinița cu program normal din comuna Ipotești, județul Olt, se află printre zecile de unități de învățământ care nu dețin autorizație de protecție la incendii. Reprezentanții ISU Olt au făcut verificări și au stabilit neregulile ce trebuie remediate. Grădinița a fost construită în perioada 2004-2008. Ea se supune noilor norme de protecție la incendiu, care presupun o serie de standarde. Cei de la ISU au venit în control, au încheiat proces verbal cu ceea ce trebuie făcut ulterior, proces verbal pe care conducerea unității de învățământ a transmis-o instituției primăriei. Administrația locală a făcut o primă evaluare a lucrărilor care ar trebui făcute pentru ca imobilul să fie unul sigur. Ar trece și mâine la treabă dacă s-ar găsi în buget fondurile necesare. S-au făcut unele estimări care oricum depășesc foarte mult bugetul local pentru anul 2017. Noi am făcut unele demersuri pentru solicitarea fondurilor necesare, pentru că bunăvoință avem. Mai puțin stăm prost cu posibilitățile financiare pentru a intra în legalitate. Situația de la Ipotești este una prezentă în mai toate localitățile din județ. Potrivit ISU Olt, 95 de clădiri în care învață elevi nu dețin autorizația de protecție la incendiu. Edilii comunelor în care acestea funcționează riscă amenzi usturătoare. Începând cu 1 octombrie, cei care nu dețin autorizația de securitate la incendiu sunt pasibili de amendă. Amenda pornește de la 20.000 de lei și ajunge până la 50.000 de lei. Până la 1 octombrie, reprezentanții ISU puteau efectua controle pe linia prevenirii incendiilor și a deținerii documentelor prevăzute de lege, dar nu puteau aplica sancțiuni. De acum au mână liberă la amendarea celor care ignoră riscul la incendiu.